Cântăreața Ami le-a dat întâlnire fanilor în sala de dans. A vrut să-i vadă pe cei care îi scriu pe rețelele de socializare și împreună au dansat pe noua ei piesă. Aici organizasem eu un concurs pe pagina mea de Facebook pentru fănuții mei și le-am dat ocazia să mă cunoască, să ne întâlnim, să povestim, pur și simplu să ne cunoaștem mai bine. Am vrut să-i cunosc și eu pe ei, să văd cine sunt cei din spatele Facebook-ului și așa mai departe, Instagram-ului, și sunt foarte încântată de treaba asta, sunt și emoționată. Ei nu cred că știu, cred că am mai mari emoții decât ei. Știi că nu era foarte mult timp, da, foarte mult suflet, da, și foarte multă energie, și cred că în 3-4 zile cam așa, pentru că am filmat clipul destul pe repezeal în câteva zile și am zis la clipul ăsta trebuie să fac ceva bine și piesa cerea și mi-am dorit să fac treaba asta. Într-adevăr am muncit de dimineața până seara, ok, poate sună puțin 3-4 zile, dar de dimineața până seara stăteam în sala de repetiții plină de bunătăi, cum să zic, pentru mine era ceva, mai dificil, pentru că nu prea am mai făcut treaba asta. Am întrebat-o cum stă cu dragostea și dacă are ceva să ne anunțe. Viața mea sentimentală, ca să vorbim așa mai serios, e cam ca la 20 și ceva de ani, cu suișuri, cu coborâșuri, adică nu vreau să mă grăbesc când iau o decizie importantă, pentru că e vârsta la care iei decizii importante în viață și, știi, adică nu e nimic oficial în momentul ăsta. Vreau să mai copilăresc, știu că nu arăt de 27 de ani, deci nici nu vreau să-mi arăt vârsta, așa că vreau să mă mai copilăresc, să mă mai prostesc, să... Îmi trăiesc viața. Adistei, dragă, să știi că am o surpriză pentru tine. O să aduc o poză cu noi doi să vezi ce făceam noi în copilărie. Te pup, Diana, ești frumoasă.